Și noi considerăm că aceștia, în fond, și sunt adevărații trădători ai cauzei naționale, ai ideii pro-europene, Plahotniuc Lupu și sluga lor credincioasă, fostul nostru coleg Ghimpu. Implicit și cel care astăzi este sub arest, domnul Vlad Filat. Vă amintiți că, iarăși, noi, la un moment dat, erau niște propuneri chiar din interiorul partidului să mergem pe o listă cu fostul coleg acolo și noi, tocmai din considerente de a ne detașa și de a demonstra independența noastră, nu am făcut-o încă o dată, demonstrând verticalitatea și faptul că noi nu suntem subordonați nimănui.